Cam fiecare an, Biblioteca Județeană Ia Basarabescu găzduiește evenimente dedicate Zilei Internaționale a Femeii. De această dată a fost rândul elevilor clasei a 4B de la școala numărul 1 Sfântul Gheorghe, care s-au pregătit intens pentru un spectacol dedicat femeilor în general și mamelor în special. Pentru mine, ziua de 8 martie înseamnă ziua internațională a femeii și mai ales a mamelor, cele care ne-au crescut și care ne-au dat viață. Am pregătit o felicitare și împreună cu colegii mei am mai făcut floricele. Văd că aveți o adevărată trupă aici, probabil sunteți întreaga clasă. Poți să ne spui cine v-a ajutat ca să puneți în practică acest moment? Pe noi ne-a ajutat doamna noastră, Mirela Sârbu. O zi specială pentru mine și chiar dă așa o bucurie când vine ziua mamei. Am văzut că ai pregătit, cred că și tu, ceva printre lucrările celorlalți colegi. Poți să ne spui ce anume ai făcut? Da. Eu am pregătit o felicitare și împreună cu colegii mei am mai pregătit floricele, care simbolică ziua mamei. O lebădă care este așa delicată ca mama. Pe lângă felicitări, desene și origami, tehnica japoneză a modelării hârtiei, elevii au pregătit o scenetă și mai multe cântece și poezii îndrumați de învățătoarea Mirela Sârbu. Ochii tăi mă urmăresc din noapte, mamă dragă, unde ești acum? Stele cad ca rotiile coapte, risipite, negură și fum. Blândre să lucite scumpe stele, și mama oare printre ele? Este alinarea și tăria sufletelor noastre. Este căldura care ne cuprinde mereu. Mama este minunată, ne dă tot ce are. Simte când ceva ne doare și ne poartă grija toată. Flori, flori, flori pentru mama mea. Primește în dar mica floare, în ea am sădit dragostea. Primește-o ca pe o sărbătoare și odată cu inima mea. Flori, flori, flori pentru mama mea. Flori, flori, flori pentru mama mea. Mama, azi e sărbătoarea dulcelui tău nume. Ce-aș putea să-ți dau eu oare mai frumos pe nume? Ce-aș putea să-ți dau eu ție, mama mea iubită, în această sărbătoare cea mai fericită? Pentru această sărbătoare, iată, mamă dragă, un sărut curat, o floare cu iubire întreagă. Acțiunea a însemnat totodată și o familiarizare a celor mici cu biblioteca, aceasta având loc la secția de împrumut dedicată copiilor.